Cu mâinile curate, nu este vorba despre celebrul film, ci de o acțiune a cercetașilor din Ilfov și București pentru implicare în viața civică a comunităților. Centrul local Lupi Ager Popești Leordeni, în colaborare cu Apă și Săpun.ro, TORC, Centrul de Siguranță Auto Copii și ISU Ilfov, au organizat un eveniment la care au fost chemați să participe 200 de cercetași. Copiii s-au implicat cu mult entuziasm în activitățile educative concentrate pe învățarea regulilor de igienă personală și de siguranță rutieră, dar și în cursul practic de acordare a primului ajutor. Activitatea educativă face diferența dintre viață și moarte. Ce înseamnă să circuli în siguranță cu mașina părinților? Ce înseamnă să călătorești în siguranță? Ce activități distractive putem avea în mașină alături de părinți? Sunt doar câteva lucruri de bază la care toți copiii ar trebui să aibă acces. Copiii trebuie, considerăm noi, să învețe lucrurile astea pentru că le sunt extrem de utile. În primul rând, dacă ești sănătos, poți să și gândești normal, poți să te și asiguri ca să nu ajungi să te implici în tot felul de alte probleme rutiere. Tocmai de aceea am adus și pe cei de la ISU, tocmai de aceea am adus și pe cei de la Poliția Rutieră din București. Să vorbească copiii, să le explice lucruri pe care altfel nu au de unde să le învețe. Acest eveniment care are un scop, bineînțeles, preventiv, și ne referim aici la îmbunătățirea siguranței rutiere, el este destinat în principal dispozitivelor de retenție și utilizarea corespunzătoare a acestora. Rolul nostru aici nu a fost de a prezenta sancțiunile sau măsurile care se spun de către polițiști rutieri în cazul în care conducătorii auto nu respectă aceste reguli de circulație. Noi considerăm că rolul nostru trebuie să fie unul preventiv. Astăzi vom face o demonstrație pentru cei mici, bineînțeles, un accident rutier cu o mașină răsturnată și vrem să vadă și cei mici, în primul rând, să-i stimulăm să poarte centura în scaunele care foarte greu ei vor să își pună centurile când merg cu părinții în mașină. Scopul este de a crește nivelul de educație în rândul copiilor în ceea ce privește respectarea anumitor reguli atât ca pasageri în autovehicule, cât și ca pietoni sau utilizatori de alte mijloace de transport, gen biciclete, trotinete, astfel încât să ajungem să reducem incidența numărului de copii implicați în accidente mortale în România. Am învățat cum trebuie să ne spălăm pe mâini și cum este igiena. Am învățat cum să trecem strada și să ne asigurăm. Am învățat cum să trec strada pe la pieton și ca să mă asigur să mă învârt 360 de grade, să mă uit în spate, mai ales dacă sunt oameni cu trotinete electrice. După o asemenea zi plină, copiii se pot lăuda că au învățat numai lucruri folositoare. După o experiență care se dovedește utilă pentru copii, dar și pentru părinți, cercetașii spun că vor organiza în continuare astfel de acțiuni educative.